Managerul Spitalului Județean de Urgență, Dr. Pompei Samarian din Călărași, Bogdan Mihai, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre investițiile prioritare în anul 2021. Astfel s-a discutat despre reabilitarea termică a celor 4 corpuri de spital, crearea unei parcări pentru cadrele medicale și efectuarea unei expertize care va stabili gradul de risc seismic. Ce investiții sunt prioritare în acest an la Spitalul Județean de Urgență? Prin investiții vă referiți la echipamente sau reabilitare? Și la reabilitare și la echipamente, dacă puteți să ne spuneți. Echipamentele, deja pot să spun că la momentul ăsta nu suntem într-o zonă de deficiență majoră. Sunt zone care țin de noile specialități pe care le aducem și unde mai avem nevoie să cumpărăm diferite la solicitările medicilor. De exemplu, au venit mediciorele, ne trebuie un scaun D, ne trebuie un echipament D. Am trecut pe linii, unele le-am cumpărat, altele le-am trecut pe niște o listă de investiții, care, dacă doriți, vă putem pune la dispoziție ulterior, pentru că sunt niște chestii tehnice. În ceea ce privește cealaltă parte a priorităților, eu cred, și aceasta se poate face foarte ușor, schimbăm fața acestor incinte, în primul rând, pe care mergeți de ani de zile și nu se schimbă nimic. Vreți să aducem civilizare, totul să ai impresia că ești într-un spital din anul 2021, pe oriunde mergem prin spital. Avem o problemă cu corpul acesta în care ne aflăm, CFH, pentru că el are, conform unor expertize, un risc seismic. Vom face o nouă expertiză, să vedem într-adevăr unde ne aflăm, ce trebuie, că rămân câteva etaje, nu rămân. Și pe urmă vom începe următorul pas imediat, dacă avem, după ce vom avea rezultatul, vom începe reabilitarea lui, într-o formă sau alta, în funcție de ce ne spune expertiza. Dar asta e o discuție tot așa, ca proiecție. Pentru că, ca prioritate, este și proiectul pe fonduri europene, care va urma să fie semnat în perioada următoare, reabilitarea termică ABCD. Acolo va fi... Nu prea am mai văzut prin zonă cum va arăta spitalul, forma finală, adică nu am văzut alte spitale care să arată așa cum va arăta. Deci acolo se va schimba. Da? Vom încerca să facem o parcare pentru cadre medicale în spate, aici, deja am o proiecție. Și, desigur, construcția asta care va fi independentă de funcționarea noastră. Acum, există multe variabile în tot ceea ce v-am spus. Începând de la finanțare, începând de la buget, începând de la valul 3, de gripă pe care îl așteptăm, de COVID pe care îl așteptăm. Sunt multe lucruri de făcut. Dacă mă întrebați, sunt foarte multe lucruri de făcut, dar totul depinde de niște factori pe care nu întotdeauna îi controlăm.